realiza această bluziță extrem de finuță, eu am folosit Cotton Light de la Drops, o bobina are 50 de grame, ca și lungime 105 metri. În compoziția sa 50% este bumbac, 50% poliester. Dacă doriți să achiziționați acest fir, o puteți face de pe www.ghemotocul.ro sau intrați pur și simplu pe pagina lor de Facebook Ghemotocul. De asemenea, utilizez andrele de 3,5 mm. În continuare va trebui să facem mânecile. Eu am făcut deja una și o vom lucra împreună pe cea de-a doua. Înainte de a începe lucrul la mânecă, vă sfătuiesc să luați de exemplu prima parte și să puneți exact așa și astfel o să știți cu siguranță câte ochiuri trebuie să montați, pentru că și la mânecă începem cu modelul elastic simplu. O să avem 20 de rânduri, la fel cum am avut la față și la spate, după care pe fața lucrului o să avem întotdeauna numai ochiuri pe față, iar pe dosul lucrului numai ochiuri pe dos. Pentru mâneci nu am făcut absolut niciun model, am vrut să se așeze și să nu incomodeze atunci când ne îmbrăcăm cu geaca. La un moment dat va trebui să și creștem, pentru că și noi avem, de exemplu, încheietura o anumită circumferință, iar apoi să mărește această circumferință. Vă sfătuiesc ca pe parcurs ce lucrați să probați din când în când, exact așa, și o să știți cu siguranță dacă va trebui să creșteți mai mult față de cât am făcut eu. Pentru măsura mea, eu am montat pentru mânecă 43 de ochiuri și voi continua să tricotez modelul elastic simplu, așa cum am făcut și la față cât și la spate, 20 de rânduri. Am terminat cele 20 de rânduri cu modelul elastic simplu, exact așa cum ne uităm, cu ața de început în partea stângă, aceasta este fața lucrului. În continuare vom tricota de la rândul acesta, adică 21, până la rândul 37 inclusiv, ochiuri pe față pe fața lucrului și ochiuri pe dos pe spate. La rândul 38 va trebui să creștem. Începem rândul 21, așa cum v-ați obișnuit, primul ochi nu-l lucrăm, iar ultimul îl tricotăm pe față. Și vom avea pe fața lucrului numai ochiuri pe față. Am terminat rândul 21, acesta a fost pe fața lucrului cu ochiuri pe față. Întoarcem, ne aflăm pe spatele lucrului și așa cum am spus,
primul ochi nu-l lucrăm, restul pe dos. Bineînțeles, ultimul ochi o să lucrăm pe față. O să continuăm și o să tricotăm până la rândul 37 inclusiv. Repet, pe fața lucrului ochiuri pe față, pe spate ochiuri pe dos. Primul ochi nu-l tricotăm, ultimul îl lucrăm pe față. Am terminat și rândul 37, acesta a fost pe fața lucrului, întoarcem. Iar la rândul 38 o să realizăm prima creștere. Vom crește întotdeauna pe dosul lucrului. Primul ochi nu lucrăm. Următorul. Dacă ne uităm cu atenție, avem în partea de jos a acestui ochi o buclă. O luăm cu andreaua dreaptă și o punem pe cea stângă. Și tricotăm acest ochi pe dos. Tricotăm și ochiul din care am luat această buclă și astfel am crescut. Continuăm să tricotăm pe dos până la sfârșitul rândului, când o să realizăm o nouă creștere. Am ajuns la sfârșitul rândului, penultimul ochi. Iar la ultimul o să realizăm o nouă creștere. Exact această buclă o ridicăm și o punem pe andreaua stângă, tricotăm pe dos, iar ultimul ochi pe față. Și astfel am crescut la acest rând cu două ochiuri, atât în dreapta cât și în stânga. Întoarcem lucrul și va trebui să continuăm și să respectăm ceea ce vedem. Pe fața lucrului ochiuri pe față, iar pe dos ochiuri pe dos. Eu am crescut la prima mânecă astfel. În total am 150 de rânduri la mânecă. Eu am o înălțime de 1,74 m, prin urmare am brațele destul de lungi. Vă rog frumos să vă măsurați și dacă este cazul să adăugați sau să scădeți. Astfel, eu am crescut la rândurile 38, ceea ce am făcut puțin mai devreme, la 46, 54, 62, 70, 78, 86 și 90. La 90 a fost ultima creștere, iar apoi am continuat până la rândul 149. La rândul 150 am încheiat lucrul. Ideea e că trebuie să creșteți lin, să nu creșteți dintr-o dată, creșterea să fie lină. Dacă observați, am crescut din 8 în 8 rânduri, aproape la sfârșit am modificat puțin, pentru că am probat și mi-am dat seama că ar trebui să mai cresc încă puțin. Creșteți exact la rândurile acestea, iar între ele respectați ceea ce vedeți. Pe față ochiuri pe față, pe dos ochiuri pe dos. Aceasta este prima mânecă. Și am încheiat lucrul pe dos. Am terminat și cea de-a doua mânecă. Tot ce trebuie să facem este să asamblăm bluzița, așezăm cele două părți, spatele și fața, pe dosul lucrului și cu ajutorul unui ac vom uni părțile în partea de sus. Am întors și pe față, se vede foarte frumos. În continuare, întoarcem din nou pe spate, luăm prima mânecă, îndoim exact așa partea de sus și punem la jumătate un marcator.
acest marcator care se găsește la jumătatea mânecii va trebui să fie exact în punctul în care noi am unit cele două părți și cu ajutorul unui ac vom uni și mânecile pe spatele lucrului. De aici și până aici. Însă mare atenție, jumătatea mânecii să fie exact unde am unit cele două părți. Să avem jumătate din prima mânecă pe față și jumătate cealaltă pe spate. Am întors pe față să vedeți exact cum se prezintă. Vă dau un sfat, numărați exact de la această unire a părților câte rânduri aveți pe dos. Un rând, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Asta înseamnă că în partea cealaltă, la 11, trebuie să fie atașată și terminația mânecii. Am cusut mâneca în partea de sus, exact așa trebuie să arate. Eu am întors pe față lucrul, să văd cum se așează. În continuare, tot pe dos, bineînțeles, va trebui să unim, să rezulte mâneca de la sub braț până aici și de asemenea de la sub braț până în partea de jos. Iată că eu am terminat bluzița și sunt atât de mulțumită, se așează extraordinar de bine pe corp și firul îl simți minunat pe piele. Bluzița mea este scurtă în talie, așa cum am spus la începutul tutorialului. Eu o să port această bluziță cu un maieu negru pe dedesubt, cu blugi negri. Puteți, dacă doriți, să faceți și un rând cu croșeta de jur împrejurul gâtului. Eu încă nu m-am decis.